Binecuvântat să fie Domnul! Așa cum v-am promis aseară, haideți să ne ridicăm în picioare, ce mult Tatăl nostru, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava. Ieremia, capitolul 29, primele 14 versete, se intitulează Scrisoare către prinși de război, sau puteam zice scrisoare către cei din Babilon. Zice, iată cuprinsul scrisorii, epistole pe care a trimis-o prorocul Ieremia din Ierusalim, către rămășița bătrânilor din robie, preoților, prorocilor și întregului popor pe care dusese în robie Nebucanețar, din Ierusalim la Babilon, după ce împăratul Iconia, împărăteasa, famenii, dregătorii, căpetenele lui Iuda și al Ierusalimului, lemnarii și ferarii, au părăsit Ierusalimul. Le-a trimis prin Elasa, fiul lui Șafan, și prin Gemaria, fiul lui Hilchia, trimiși la Babilon de Zedechia, împăratul lui Iuda, la Nebucanețar, împăratul Babilonului. Această scrisoare cuprindea următoarele. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinși de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Zidiți case și locuițele, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste și faceți fii și fiice, însurați-vă fii, măritați-vă fiicele, să facă fii și fiice, ca să vă mulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, nici de ghicitorii voștri, n-ascultați, nici de visătorii voștri, ale căror visuri voi le priceniuiți. Căci ei vă prorocesc minciuni în numele meu. Eu nu i-am trimis, zice Domnul, dar iată ce zice Domnul, de îndată ce vor trece 70 de ani ai Babilonului, voi aduce aminte de voi și voi împlini față de voi făgăduința mea cea bună, aducându-vă înapoi în locul acesta. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Voi mă veți chema și veți pleca și mă veți ruga și vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Mă voi lăsa să fiu găsit de voi, zice Domnul, și voi aduce înapoi pe prinșii voștri de război. Vă voi strânge din toate neamurile și din toate locurile pe care v-am izgonit, zice Domnul, și vă voi aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie. Amin. Reocupăm locurile. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, pe cei care ați venit numai seara aceasta și pe cei care ați fost în cele două seri. Am studiat textul acesta pe avion. Nu știu în ce cauză, știam că fac 6 ore numai din Londra, de pe Heathrow. Și am stat mai mult. Iar când zbor cu Delta, tot timpul trebuie să te gândești bine, să citești neapărat ceva care să te întărească. Bun. Și am vorbit cu Dani de textul acesta pentru că e o scrisoare, mie îmi plac scrisorile, mai ales atunci când le trimite Dumnezeu. Prorocul care trimite scrisoarea aceasta avea 21 de ani, Ieremia. Era incredibil de tânăr. La noi, de obicei, la 21 de ani nu prea contăm pe feciorii noștri pentru nimic.
unul dintre cei mai mari proroci pe care Dumnezeu i-a avut și a început lucrarea de tânăr. Când a venit Nebucanețar și a luat robii Israelul și a dus la el în Babilon, nu s-a dus în robii, a rămas în Ierusalimul, care arăta ca acum Gaza, cam așa ceva, praf și pulbere. Nu s-a dus, a rămas în Ierusalim. Poporul s-a dus acolo și s-a dus cu proroci cu tot, o parte dintre ei s-a dus cu ei. S-a întâmplat ceva. Au început să prorocească cam așa, popor de legământ. Scurte vremea când te voi scoate de aici. Nimeni nu-și desfăcuse bagajele. Toți stăteau în Babilon cu bagajele făcute. Mi-aduc aminte că în anul 2000, prima dată când m-am dus din țară în străinătate, era Schengen atunci, dacă am putut să am viză de Austria, am putut să mă duc în Italia. M-am dus, deci anul 2000, țineți minte, la 10 ani după Revoluție. Deci era plin de români peste tot, de tineri, în mod special. Mi-aduc aminte că am înființat o biserică în Belgia, am scos buletinele pe masă. Care mai bătrân, ăla e șef, am zis. Deci ne-am bătut pe buletine, nu pe Duh Sfânt, pe nimic. Asta era ideea. Toți erau teribil de tineri aia. Și am fost în Belgia, Italia, Austria și Germania. Germania am fost mult cu Nicu Wagner. El cânta, eu predicam, după aceea am cântat eu și-o predicat el ceva. Până am ajuns păstor la Betel, acum, biserică frumoasă, am fost la ei zilele, câteva săptămâni, luni. Știți ce am văzut? Toți erau cu bagajele făcute. Aveau lucrări că scurtă e vremea când vor pleca de acolo. De obicei românii se cam duc pentru o lună, două, sau până când își cumpără o garsonieră, să duc în străinătate. Habar n-au mulți dintre ei că de fapt se duc pentru totdeauna. Ajung să-și îngroape părinții. Eu îngrop destui bătrâni în România și fiilor nu pot veni din România, din America la mormântare, că n-au green card-ul. Dacă îi prind ăștia la vamă, s-au dus 15 ani de America. Știți ce era interesant? Era faptul că n-aveau nici retroproiectoare tinerii ăștia, bisericile din Italia, din Belgia, din altă parte. Trimiteau toți banii la biserica de acasă. Nu se simțeau parte a bisericii de acolo, din țara aceea. N-am auzit o rugăciune pentru Italia, n-am auzit o rugăciune pentru Austria, n-am auzit o rugăciune pentru Germania, n-am auzit o rugăciune pentru Belgia. Eram complet dezlipiți de ei. Ați reușit și voi performanța asta în America cu rezultate dezastroase. Cel puțin 40 de ani să stați cu bagajele făcute, până când prima generație a dat cu capul în droguri de copii. Numai ne-am trezit, că noi tot cu bagajele eram făcute, tot spre țară eram acolo. Ieremia vine și zice, băi, oameni buni, haideți să vă povestesc ceva. Și le povestește. Exact scrisoarea asta vreau să vă spun, să încercăm să o disecăm aici. Prima învățătură pe care trebuie să o avem în minte atunci când v-ați mutat într-o țară străină, în Babilon. Că noi așa știm că Babilonul e New York-ul sau Los Angeles-ul și că Papa e Anticristul. Veți avea surprize. Mari surprize. Deși Papa a luat o părătură, da, din cauza bătrâneții, trebuie să înțelegeți. Deci ar putea face perete cu Biden la fix. Unul dă mâna în aer, celălalt dă mâna cu dracu. Deci până la urmă cam asta e situația. Amândoi sunt în aer. Numai isprava de luna trecută a fost îngrozitoare. Pentru că a binecuvântat, pune pe preoți, fac o paranteză, a pune pe preoți să binecuvinteze căsătoriile civile, uniunile civile în dezastru. Și știți cine s-a opus, dacă aș citi la știri? Cei mai amărâți episcopi pe care are, cei din Africa, că n-au nici izmene pe ei. Pentru că mai bine săraci, o să-s. E pentru prima dată în 2000 de ani
când Biserica Catolică are o răzvrătire de proporții. Nici pe vremea lui Luther nu a fost așa. Pentru că nu poți la nesfârșit să-ți bagi joc de Dumnezeu și de cuvântul Său. Mai ales dacă zici că tu ca papă vorbești ex catedra, adică în locul lui Dumnezeu, vicarius Dei fiind. Primul lucru pe care trebuie să-l învățați din scrisoarea asta a prorocului ăsta tânăr: dacă ești aici în Babilon, pentru numele lui Dumnezeu rodește. Ziceți amin. Prindeți rădăcini aici. E foarte interesant un lucru. Haideți să mergem înapoi la versetul 4. Așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel, către toți prinși de război pe care i-am dus din Ierusalim la Babilon. Zidiți case și locuițele, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Luați-vă neveste, faceți fii și fiice, însurați-vă fiii, măritați-vă fiicele, să facă la rândul lor fii și fiice, ca să vă mulțiți acolo unde sunteți și să nu vă împuținați. În primul rând, ne gândim la Babilon, dar în Babilon să facem noi lucrurile astea acum. Că lumea era. De ce am face lucrurile astea în Babilon? Primul lucru pe care îl înțelegeți de aici este faptul că Dumnezeu știe unde ești. Poate că alții nu știu unde ești și tu te întrebi de multe ori, mă, dar ce-a fost în capul meu când am venit aici? Știi că se întâmplă așa de multe ori. Dumnezeu știe unde ești. Zice către robii mei din Babilon, cu adresă. Nu te poți ascunde de el în Troi, dacă fugi în Nebraska, dacă te duci nu știu pe unde. Că apropo, ce Dumnezeu, ce faci atunci? Ia uite la tine acolo. Știi, mă duceam și eu în stânga și în dreapta. Ca Iona, departe de fața Domnului. Nu există. Dumnezeu știe unde ești. Doamne, Doamne, nu-ți pasă unde sunt. Știu, zice, cum să nu-mi pasă, dar știu foarte bine. Dumnezeu nu numai că știe unde ești, Dumnezeu știe și de ce ești acolo. Zice, oameni buni, eu v-am dus în robie, pentru că mi-ați fost necredincioși. Babilonul nu a fost ideea voastră, a fost a mea, zice Domnul. Și când Dumnezeu vrea ca să te pocăiești, dacă n-asculți predica, că ți se pare plictisitor, spuneam aseară, are lac de cojocul tău. Și Dumnezeu vine și zice, frumos, eu v-am dus acolo. Nu mai veniți, mă, sărăcie, zici că ne-a dus. Invers la români. Domnul zice, au avut un plan. Ce îmi plăceau, când erau pe Spania. Ne-a dus Domnul să evangelizăm, bravo, popor spaniol. Noi avem o biserică de 1000 și ceva de români în Londra, tineri toți. Nu zic că am botezat câte o musulmancă, câte o musulman. Am mai botezat. Da, nu pentru că am vrut să venim dintr-o dată misionar, ne-a trimis Domnul în Londra. Ne-am dus de foame. Deci nu ne-am dus să fim misionari, că ăștia nu misionaseră nici în capătul grădinii până au ajuns la marginea pământului. Vă dați seama. Domnul știe unde suntem și de ce suntem. Eu v-am dus acolo. Hai să fim serioși. Și cum ne-a dus Dumnezeu? Într-un mod necugetat din cauza oamenilor. Că a zis Dumnezeu, ăștia pe ăștia i-ați votat, pe ăștia să-i aveți. Am citit un sondaj de dimineață. 55% dintre tinerii de 16 ani în România până în 16 ani, de mai mult de jumătate, abia așteaptă să împlinească 18 ani să plece din țară. Știți care va fi drama României apropo de asta? Că Dumnezeu știe ce-i cu Babilonul ăsta. Eu sunt generația decrețielor. Știți decreție ce înseamnă? Țineți, mă? Cea mai mare generație a României. Noi atunci, Ceaușescu a eliberat ideea de avort, a interzis avortul. Și atunci din toată ne-am trezit cea mai mare generație pe care a avut-o România în ultima sută de ani. Am fost noi. 65, 66, 67, 68, până pe acolo pe undeva. Baby boomer și da, am fost draveni. Baby, mă. Decreție de la decret se numește, decretul lui Ceaușescu. Ei bine, știți care va fi dezastru României? Începem să ieșim în pensie. Până acum triunghiul a fost așa.
Cel mai puțini au fost pensionari, cei mai mulți au fost cei care munceau ca să asigure la pensionari ce trebuie. Cu decreței, cu noi, cu baby boomer și se întoarce triunghiul invers. Ați înțeles ideea? Ieșim noi în pensie, latura lungă, largă, și mai sunt puțini care au scăpat de avort. 40 de milioane de avorturi, aproximativ, până acum, în ultimii 30 de ani. Că zicea cineva că să nu vă frământați, că nu o să aveți pensie. Știu, de-aia nu ne frământăm, niciunul dintre noi. Generația mea nu se frământă. Că nu are cu ce să ne plătească. Am spus de la bun început, să nu vă îngrijorați. Dar nu se îngrijorează nimeni. Am rămas fără grijă asta. Te îngrijorez puțin, dacă vezi că este. Și încă ceva. Dumnezeu știe unde ești. Dumnezeu știe și de ce ești aici. Dumnezeu și știe și cât vei sta în Babilon. Prorocul a zis scurte vreme. Domnul a zis 70 de ani. Desfaceți bagajele. Nu? Știți cât e 70 de ani? O viață de om. Și ce a vrut să spună Domnul? Toată viața o să stați aici. Adică, ce mă interesează pe mine aici acum, dacă ar veni un proroc la dumneavoastră la biserică, proroc, la pentecostale ăștia, cum suntem noi, hard așa, și ar zice așa, așa vorbește Domnul oștirilor, zidiți casă și locuițele, sădiți grădini și mâncați din roadele lor. Faceți, luați-vă neveste. Un fel de make, cum ziceau aia pe vremuri, nu știu engleză, make love, not war, ceva. Bun, vă că știți despre ce gândesc. Adică, bă, faceți pe prunj, mă. Am o care dintre dumneavoastră ar crea de prorocul ăla? Adică puțin dacă ar veni cu soluții din astea foarte lumești la noi. Că mai ales, de exemplu, noi românii am făcut treaba asta în America și fără să ne spună prorocii. Nu? Case, trocuri, tot ce-o trebuie. Nu trebuie să vină nimeni să ne spună. Dar dacă ar veni prorocul și ar zice așa, am considerat că ăla e normal la cap? Nu. Nu e de la Domnul, mă frate, n-are cum. Știți când e de la Domnul? Dacă vine și zice, 7 bărbați, 7 zile de post și rugăciuni, e, așa sună, frumos. Un proroc care recomandă postul și rugăciunea, 100% e proroc bun. Unul care zice, apucați-vă și faceți casă, zidiți, sădiți pomi, zidiți ziduri, faceți-vă un altă. Nu-i spiritual. Nu mi se pare nimic spiritual ce. În tot ce-o zis, toată chestia asta. Ce vrea să spună Ieremia de la Dumnezeu? Familia. Cu familiile voastre puteți distruge feng shui-ul ăștia. Știți de ce să tem americanii ăștia spurcați? De familiile voastre. Cea mai puternică și îngrozitor de frumoasă evangelizare. Și țara aia rămâne în picioare. Care duminică dimineața bărbatul și-și bagă nevasta și prunci în mașină și Biblia sub soară. Și vine la biserică. Asta nu suportă ei. Cea mai puternică formă de evangelizare e să vă vadă americanii că veniți duminică la biserică și că îi băgați pe toți în mașină, în dube. Și că nu încap decât sprunce, aveți, luați autobuzele ale mari, galbene, închiriați-le duminica că-s libere. L-am întrebat ieri pe Iacob, pe Belciuc, pastorul nostru de la Windsor, bă, câți nepoți ai? 19. Spre dezastru lui Trudeau. Asta nu vor. Am avut rugăciune la Oradea. O noapte întreagă de rugăciune. Am ne-a rugat continuu 12 ore. Fără pauză. Sute de oameni au venit la rugăciune. Jumătate din rugăciune. Știți pentru ce a fost? Să le ajute Domnul să facă prunci, că nu-mi fac.
Mai mult de jumate din familiile de tineri din bisericile noastre nu mai pot face copii. Eu nu sunt adeptul teoriilor conspirațiilor, că nu mă hrănesc cu asta. Dar ceva se întâmplă cu mâncarea, cred că, părerea mea. Nu știu cu ce se întâmplă, habar n-am. Că aici nu vorbim de viață sexuală începută. Eu vreau să fiu cinstit cu dumneavoastră. Nu vorbesc în România, vorbesc de bisericile din România. Nu vorbesc de, nu știu mai care, vorbesc de copii pe care știm din biserică, care au crescut cu noi la școala duminicală, care s-au căsătorit nu la vârstă mai înaintată, cred că înțelege ce zic, ci sunt biserică cu noi. De ce nu mai pot face prunci? Poate că m-am spăimântat degeaba până la urmă. Poate că nu e adevărat nimic din ce gândesc. Dar eu cred că vor pe undeva să fie mai puțini. Am avut, de exemplu, un moment grav în biserica din Londra. Știți care? Poate că și în America așa, nu știu, n-am întrebat. Veneau românii, soție, în casă cu doi prunci sau cu un prunc. N-aveau atâția bani împreună, ajutor social sau ce le dădeau, decât dacă divorțau. Și atunci mama singură cu copilul sau cu copiii doi primea dublu decât putea primi. Și am auzit, că așa auzim noi, păstorii ultimii, am auzit că sunt vreo 2-3 care stau în casă cu soțiile și când vine serviciul social zice, asta cine-i? Amantul. Oh, atunci e bine. Și m-am dus și am zis, nu vii rușine. Nu vii rușine. Tocmai când trebuie ca să explicăm că familia e cea mai importantă lucrare a lui Dumnezeu pe care o lăsat-o. Asta vrea să spune Ieremia. Are dreptate Dumnezeu aici. Ei în Babilon nu mai făceau nici nunți. Lasă că face nuntă în Ierusalim. Când faci nuntă în Ierusalim, zice Dumnezeu? 70 de ani trebuie să stai aici încolo. Nu plecați așa de repede. Prindeți rădăcini unde sunteți. Nu stați cu geanta în mână, pentru că mă duceam în Italia, mă duceam în Austria. Ei n-aveau niciun lucru în biserică. Toate le trimiteau în România. Boșnegii din biserică din România aveau videoproiectoare. Așa n-aveau retroproiectoare. Că toți banii duceau în România. Unul nu-și dădea 10 ani la biserică în unde stătea. Pentru că nu vreau să prindă rădăcini acolo. Pentru că enerva sistemul. Și am vrut să le spun un lucru. Banii lor sunt buni, ei nu sunt. Zice Iosua, voi faceți ce vreți. Dar eu și casa mea, zice, când vom ajunge în Canaan, noi să slujim Dumnezeu și aici. Mă doare inima când văd atâtea biserici la fiecare colț de stradă. Încă tot e bine că ăștia în ultimul ceas au gândit americanii că biserica trebuie să rămână biserică și dacă o vinz. Dacă vă duceți în Londra, veți vedea discotecele în biserici. Apartamente făcute în biserici. Familiile sunt distruse. Aș vrea să înțelegeți că familiile puternice e cea mai puternică evanghelizare care poate să fie. Faceți familii prunci. Luptați-vă pentru asta. Al doilea lucru care le spune, implicați-vă activ în societate. Fiți atenți ce zice în versetul 7. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie, zice, și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei și fericirea ei atârnă de fericirea voastră. Știți ce făceau evrei? În Babilon stăteau, mâncau bine, beau, își agățaseră chitările în pomi și când se rugau, Doamne, binecuvânt Ierusalimul nostru. Ierusalimul era praf și pulbere. Asta era. De acolo numai își luau ajutoarele sociale din Babilon și mâncare. Acolo își făceau afacerile. Binecuvântă, Doamne, Dumnezeu, Levicul Iisus. Stai, mă, că nu merge așa. Cine să se roage pentru ăștia din Troi sau de unde sunteți? Din Detroit. Cine să se roage?
dacă nu voi. Știți ce spunea aseară Nelu? Că ceva nu a fost în regulă până la urmă și cu frații mei au spus același lucru, m-au zguduit. Ce simplu a fost să nu vă mai rugați, ci doar să mergeți la vot. Spuneau analiștii, politicienii, politici din România azi dimineață, vorbind despre alegerile de acum câțiva ani de zile, și au zis, când l-au ales pe Trump președinte prima dată, jumate dintre evanghelici aproape, nu l-au votat pentru că au zis, bă, nu știu câte muieri au avut. Ei, ăștia, zice, au învățat acum că mai bine un drac cunoscut decât unul necunoscut. Pentru că nu veți mai alege nici dumneavoastră dintr-un rău și unul bun, ci răul cel mai mic. De 30 de ani românii aleg răul cel mai mic. Așa o trebuie să alegem în România. Nu dintre buni și răi. Că n-am avut de unde. Adică lăsați Ierusalimul. Fața voastră trebuie să fie aici. Rugați-vă pentru binele cetății. Implicați-vă activ în societate. Faceți marșuri. Spuneți-vă punctul de vedere. Semnați petiții. Fiți cu tupeu. Trebuie să aveți tot atâta tupeu cât au cei care își cer drepturile. Și țipă. Noi suntem mult mai mulți ca ei, dar suntem majoritatea tăcută a lui Hristos. Pe când ei sunt minoritate de 0,001%. Dar vocali. Și te amenință cu tribunalul. Și te amenință cu o grămadă de lucruri. Noi nu cântăm. De triști ce suntem, zicem, pe Psalmul 137, vă mai aduceți aminte? Vestitul Psalmul 137. Pe malurile râului Babilon, acolo șezăm jos și plânsăm, zice Varlam și mitropolitul Dosoftei. Ne-am înternat harfele în sălci și ei ne cereau cântări. Bă, cântați-ne o cântare din biserică. Nu cântăm ne cântări din biserică aici. Nu cântăm, ne, nu facem asta. Și știți de ce? Pentru că noi cântăm numai în Ierusalim, în bisericile noastre. Puteți opri boxele astea două de aici și ok. E perfect. Și aș vrea să vă spun în această seară că asist de 30 de ani de când sunt păstor la o bătălie de a cânta în biserică. Acum urmează să cânte fratele cu tare, să cânte sora Mărioara cu Diordina, Iosana cu Viorica și cu Liviu, cântare, familia cu tare. Îi concurs în biserică. Vă mai aduceți aminte de cântarea României? Pe vremuri lui Ceaușescu, care n-ați plecat. Mă, dar n-ați vrea să mergeți să cântați în parc? Cântați-ne din cântările Sionului și nouă ceva. Nu, că noi nu cântăm, că suntem amărâți. Ascultați-mă, dumneavoastră credeți că eu predic numai când am chef? Sau că pe cei pe care am lângă mine cântă numai când le este bine? O trebuie ca să predic când tatăl meu era în spital, dus în comă. Și eram în Arad. Știți ce trebuie să ne facem atunci? Niște zâmbete de stewardesă. Nimeni nu te întreabă cum te simți, ce ai de făcut. Nu putem, că suntem triști. N-avem chef, că n-avem chitări, că nu-i bună, că n-avem scenă, că n-avem lumini, că n-avem o grămadă de chestii. Implicați-vă în societate, activ. Am schimbat o grămadă de lucruri în România punând biserica simplu să se roage. Haideți să facem ceva, le-am spus. Haideți că e o problemă. Mi-aduc aminte numai cu câțiva ani de zile. Sunt o 25 de ani, nu mă cunoștea nimeni. Nici biserica nu mă cunoștea și eram păstor lor de 5 ani. Vine la mine un profesor, zice, ai la tine în biserică pe țiganul, nu știu mai care. Bă, nu-i la mine în biserică, zic, în altă biserică. Zice, are 5 prunci, știi asta? Era profesor în oraș.
care vine și spune, nepocăit. Și tu ești păstora, ci da, dar nu era la mine în biserică. Ce-i cu el, zic eu? Păi zice, ia banca acasă acum și are 5 prunci mici. Nu știu ce prostie a făcut ceva din asta, că numai specialiști în inginerii financiare se numesc asta. Profesorul îl chema Salamo, adică porecla. Mai țineți minte chestia aia. Plimba pe bicicletă până oraș. Și zic, ce vrei să fac eu acum? Că bani aveam în biserică de fel. Vă dați seama că mi-o fura mixer, am avut un mixer cu 4 canale pentru cunoscători. M-am tuns zero când mi-l-o fura și pe ăla. Măi, n-am bani, n-am nimic. Zice, hai să scriem o scrisoare. Hai să scriem o scrisoare la președintele Constantinescu. Vă aduceți aminte de președintele Constantinescu? Ăla cu barbă. Da, da. Așa l-au votat mulți români, că au avut lucrare. Au deschis Biblia și au picat versetul. Țapului s-a dat putere, zice. La un moment dat. Dar voi l-ați votat. Mama a prins-o. Bine, mama a votat pe Iliescu 20 de ani. O schelă de pensie. Bun. Hai să scriem o scrisoare. Fiți atent ce zice ăla din lume. Hai să scriem o scrisoare la Constantinescu să le ierte, ca și cum președintele mintea noastră, el profesor, eu pastor, ca și cum președintele unei țări poate să ierte pe cineva pentru că a făcut nu ce prostii în bancă. Nu scăpam de gura lui, tot cu bicicleta era fața bisericii. Vine încă o să scriem, luăm cola 4, nu tu calculator, nu tu nimic. Zic, scrie tu, că o scris nici medic. Dumneavoastră știți ce frumos scriu medici când se duc la farmacie și cu o rețetă. Salamul scrie mai rău ca ei. Deci nu există. Lasă scriu. Ce-a scris? Eu sunt pastorul Pustan și cu Salamul, cu profesorul de ci și noi intervenim pentru țiganul numai care cu 5 prunci, băști, băgând scrisoarea înăuntru. Zice, am eu, scoate el adresă. Către președinția României, nu știu mai ce. Gândiți-vă că am băgat o cutie poștală fără... Nu, fără aia, că puteam să-i dau ca să meargă cu direct la ei și mai plăteam ceva bani, să o ducă poștașul până la președinție acolo, cu aviz de primire. Știți ăla, cu semnătură. Nu, am băgat-o, cum mai pune într-o sticlă mare roșie sau undeva, am pus-o în poștă. Bun. Zice Salamul către mine când ieșim de la poștă, mă, tu nu te roși pentru că... Iar înapoi, du-te cutia poștală, pune mâinile pe cutia poștală. Cu Salamul după mine, el ținea de bicicletă. Zice, Doamne, zice, ascultă-l pe popă. Eu sunt păcătos. Zic, și eu ne mărturiseam păcatele pe cutia poștală. Bun. Am ascultat. Peste o lună și ceva, mă trezesc cu o scrisoare la biserică. Vine poștașul, ce prostie ați făcut. Deci trebuie să semnez pentru asta. Acum semnam eu pentru că am primit-o de la Constantinescu. Cu tricolorul pe aia. Deci cererea voastră a fost luată în considerare de biroul președintelui și zice, va fi avizată favorabil, vor găsi o soluție tehnică pentru că pruncii să rămână în căsuța lor și trebuie de genul. Semnat președintele țării, bă, 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 bă. Știți ce am spus atunci bisericii? Bă, noi avem atâta putere și nu o folosim. Pricepeți? Adică noi trebuie să ne implicăm activ în societate. Noi trebuie ca să... Nu, ce facem? Marșuri. De când am făcut biserica din Oradea, stăm acolo cu pancartele în mijlocul orașului Oradea, tot pe rând, oră după oră. Și scriem pe pancartele alea, viața e cel mai frumos lucru de sub soare, nu faceți avort. Și o grămadă de alte lucruri, dar să ne vadă oamenii pe stradă, să cântăm acolo. În fiecare duminică îmi trimit toți tinerii să plece prin spitale. Să cânte, să ne ducem cu colindul pe tot locul. Am zis, lăsați biserica, hai să cântăm a capela dacă e cazul, nu mă deranjează. Dar să ieșim cu cântările noastre afară. Implicați-vă în societate. Faceți marșuri, vorbiți, faceți, adică zice, rugați-vă pentru binele. Cum adică să mă rog, mă, pentru Iohannis? Cum adică să mă rog, rugați-vă pentru binele cetății, pentru guvernatori? Bă, mă rog pentru Biden acum. Apropo, câte rugăciuni ați făcut în biserica asta pentru Biden? Nu, vedeți? E o problemă. Că nici noi n-am făcut una pentru... Acum mă gândim în clipa asta. Nici noi n-am făcut una, n-am făcut pentru Iohannis. Și așa nu știu românii de o lună unde-i, iară.
L-au dat la poliție astăzi. Deci nu e o glumă, l-au dus la poliție și l-au dat dispărut. L-au dat dispărut astăzi. Un parlamentar român a zis la persoane dispărute, ne-a dispărut președintele, așa au zis. Încercați să-l căutați, că doar nu e ușor. De o lună nu mai fost la serviciu. La schi undeva. Bun. Știți pentru cine o trebuie să se roage ei atunci? Rugați-vă pentru cei din Babilon. Cine i-a dus în robie? De două ori ce Dumnezeu un text. Nebucanețar. Rugați-vă pentru Nebucanețar. S-au rugat pentru Nebucanețar. Vă mai aduceți aminte Daniel capitolul 4 ce s-a întâmplat după ce s-a rugat pentru Nebucanețar? Și eu, Nebucanețar, am ajuns să-l cunosc pe Domnul, mi-a venit mintea la cap iarăși, o să vorbesc într-o seară despre el, pentru că e fantastic lucrul ăsta. După ce Dumnezeu m-a făcut să mănânc iarbă, să devin vegetarian, după ce mi-au crescut unghii și colți ca la lup și am dat în licantropie, mi-a venit mintea la cap, zice, înseamnă că s-o fi rugat cineva pentru mine. Și l-am cunoscut pe singurul Dumnezeu viu și adevărat. Nu mai rămas grădinile suspendate care le-a făcut pentru nevastă sa. 300 de metri înălțime. Nu mai rămas, acoperite din nisip. Dar cea mai frumoasă doxologie din Biblie este rugăciunea pe care o făcut el. Și laud pe Domnul Dumnezeu, zice, cel care mi s-a făcut de cunoscut. V-ați dat seama să... Hai de mine și de mine. Numai să vină Kamala Harris. Că m-am gândit, mai aia, cu neputință să fie mântuit. Dar ce cu neputință la oameni am zis? Mă, s-au zis că vrea să se întoarcă la Dumnezeu. Și Biden să se întoarcă la Dumnezeu. Și... Deci, nu... avem exact președință pentru care ne-a rugat. Avem oameni în care ne conduc pentru care ne-a rugat. Atât am făcut, atât am investit în societatea asta. Nu m-am blestemat în tunericul, n-am aprins o lumânare în toți anii aceștia. Avem o forță noi fantastică, puternică. Nu folosim forța aceasta. Pentru că nu vrem cu niciun chip să ne implicăm. Vrem să stăm fiecare, mă, nu ne unim bisericile una cu alta, hai mă cu baptiștii împreună, să mergem, facem un marș afară, să spunem că suntem împotriva lui aia, împotriva aia, să audă vocea noastră. Știți de cine să tem politicienii? Nu să tem nici de Dumnezeu, nici de Satana. Să tem de legători. Și noi suntem aia care până la urmă, datorită nouă, sunt acolo. Vă rog să vă luați de bun ce vă spun acum. Spuneți-vă problemele pe care le aveți. Scrie scrisori toată ziua. Bombardați-i cu scrisori. Biserica Osana, Biserica Holy Trinity, Biserica lumea care nu e de acord, domnul președinte, domnul senator, domnul guvernator. Nu suntem de acord cu ce se întâmplă în țară. Vocea noastră trebuie să se audă. De obicei, noi am crezut că e o dovadă maximă de spiritualitate dacă tăcem din gură. Ori vorbit alții în locul nostru. Ori vorbit o grămadă în locul nostru. Un alt lucru pe care vreau să vi spun din scrisoare este, deci în primul rând, dacă tot ești aici, în Babilon, rodește, nu sta. Dacă trebuie să înțelegi ce trebuie să faci, trebuie să te implici activ în societate. Apoi mai trebuie să faci ceva. Faceți-vă curățenie în biserică. Amin. Mergem în versetul 8. Deci cuvântul Domnului așa. Căci așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeul lui Israel. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii voștri. A cui proroci erau ăștia? Nu Domnului. Era culmea să zic că Domnul era ai mei. Nu vă lăsați amăgiți de prorocii mei. Înseamnă că există două feluri de proroci. Nu, după cum citesc eu ce. Există prorocii Domnului și prorocii voștri. Ai noștri, care avem noi pe aici, pe biserică, pe cartier, sau cum se numește aici, bețârc, cum se zice în Viena. Bun. Deci, prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, hopa, în mijlocul vostru, zice că sunt, nici de ghicitori, asta nu-mi plăcut cuvântul ăsta, cum adică ghicitori? Foarte urât sună cuvântul ghicitori. Și zice, n-ascultați nici de visătorii voștri, visători a căror vise voi le pricinuiți. Voi. Acolo e problema. Știți unde era problema în Babilon? Nu era afară, ci era în biserică.
Pentru că învățătura și erezia este mai distrugătoare decât Babilonul sine. Noi tot timpul ne-am ferit și ne-am baricadat bisericile. Ca în filmele alea de groază în care închid toate geamurile, pun totul, pun dulapul în ușă, dar de fapt criminalul în casă. Nici o biserică nu moare din exterior. N-a murit niciodată din exterior. Toate bisericile mor din interior. Pentru că cel mai mare dușman al bisericii se află în mijlocul nostru. Prorocii voștri care sunt în mijlocul vostru, a căror vise și vedenii voi le pricinuiți. Voi le pricinuiți cum? Când, dacă îl suni, îl obligi să se grăbească. Am un cuvânt din partea Domnului pentru tine. Noi îi supra-solicităm. Bunica mea a fost proroc, pentru pentecostalii mei vechi, vă spun asta. Niciodată nimeni n-a venit în casa noastră să se roage bunica mea. Hai să facem o rugăciune, nu? Dacă a avut un mesaj din partea Domnului, s-a dus pe jos, că bunica mea toată viața s-a dus pe jos. Și 10 kilometri, ca să spună. Am un mesaj din partea Domnului pentru tine. Ce simplu e astăzi. Mai ales, de exemplu, în momentul în care observați că prima dată zice visătorii voștri, că pe mine mă interesează asta. Adică spune cuvântul lui Dumnezeu, prorocii voștri care ghicesc, ei prima dată se informează și apoi visează. Ați priceput? Când a căzut Imperiul Roman, călugărul Gibbon zice la un moment dat că au fost 5 cauze pentru care Imperiul Roman s-a prăbușit. 1. Vă rog să fiți atenți ce zice. Distrugerea familiei. Orice imperiu se prăbușește când nu mai poți face diferența dintre soț și soție, dintre tată și mamă, dintre prunci și părinți. Distrugerea familiei, risipa financiară, fonduri adunate, cum am văzut risipă și în America, ca și în România. Din banii noștri, bătaie de joc, pe șosele, în altă parte, am văzut macarale care putrezeau aici. Noi noiță, stăteam, nu lucra nimeni cu ele. Parcă era un șantier în România. Când guvernul face cheltuieli îngrozitoare, de-aia au căzut și Imperiul Roman. Asta spune Gibbon. Familia s-a dus, cheltuielile au fost mari, risipa financiară, plăcerile, când oamenii au alergat toată ziua în mall-uri. În momentul ăla, orice societate se face praf. Apoi spune, în momentul în care s-a alterat religia și banii s-au cheltuit pentru un armare, cel de-a cincea cauză, s-au cumpărat arme, ca românii. 200 de miliarde avem datorie de dolari. România. 200, deci nu mai există nicio șansă ca vreodată noi să mai fim liberi din punct de vedere financiar. Și știți pe ce să duc bani acum? Ne obligă să ne înarmăm. Mă duc noapte pe la evangelizare, că ați fost puțin intrigați aseară când am zis că nu noi românii punem președintele. De ani de zile pun tot americanii și pe nostru și pe vostru. Nopțile întreagă, când plec de la ea și vin la evangelizare, trec tirurile americane, trocurile, cu tancuri, prin România. Au luat cel mai mare aeroport militar al nostru, Mihail Cogălnicianu, că am fost acolo. Avem scuturi antirachetă la Deveselu. În momentul în care un popor cheltuiește banii pe înarmare, nimeni nu vorbește de pace, fraților, în România. Toată lumea vorbește de război. Nimeni nu vorbește de pace în Ucraina. Toată lumea vorbește de război. Hai că acum e momentul. Hai să ne mai batem puțin. Hai să ne mai înarmăm puțin. Ne-am amanetat viitorul copilor. Nu vreau să vă spun ceva. Orice țară pică din interior, orice biserică distrusă din interior, cei care ați avut acasă curcile alea mari, mai țineți minte curcile? Aveau cât 25 de kg de carne proastă. Da? Stătea pe un ou.
ou subțire, o coage milimetrică, corect? Înăuntru o gânganie de 100 de grame. Un ou. Da, puiul. S-a apucat curca. Mă, nu-l crăpa. 25 de chile pe coaja aia subțire. Dar din interior, nenorocitul ăla de 100 de grame, nici atâta, cu un plisc, cu un cioc micuț nesemnificativ. Pâc! 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 Să și spărea mama curcă. Indiferent ce presiuni vor veni pe noi din exterior, biserica nu poate fi ucisă din interior, din exterior. Dar din interior se întâmplă dezastru în orice biserică. Percepeți? Nici nu mi-am dat seama că în cea mai mare biserică baptistă din, adventistă din lume, nici n-am fost atenți și ordinat pastor principal femeie. M-am și dus la câțiva adventiști și le-am spus să vă fie țărână ușor. Sic terra levis. În România deja tot mai mult curentul acesta prinde. Avem deja femei ordinate, pastor. Parcă sunt în Londra. Atâta erezie în bisericile noastre. Nu cunosc Biblia. Nu, da, avem cum să cunoaștem. Ne rătăcim, nu cunoaștem, nu cunoaștem nici Scriptura, nici puterea lui Dumnezeu. De ce să citesc Scriptura când pot da un telefon și să mai aud aceeași lucrare cu o barieră în fața ta și o găleată albă și mai nu știu mai ce. Biserica trăiește într-o... Cine mai citește Biblia astăzi? Spuneam aseară. Din ce în ce mai puțin cercetăm cuvântul Dumnezeu și atâta frumusețe aici, credeți-mă. Bucuria noastră s-a dus din biserici, că trebuie ca cineva să te motiveze la rugăciune. Trebuie ca cineva să spună, să cânt, să lauzi pe Dumnezeu, să te bucuri. Suntem triști, parcă suntem la cabinetele alea de dentijmă când vii la biserică. E atâta tristețe, că nouă ni se pare că suntem așa de... Pentru că nu mai avem în noi puterea aceea să înțelegem că ceva trebuie schimbat în închinarea noastră. Am copiat de cele mai multe ori închinarea. Ne-am plafonat în ea, ne-am bătut pe acordeoane, ne-am bătut pe chitări. Am uitat un singur lucru, că poți să le ai sau să nu le ai, câtă vreme inima ta nu-i cum trebuie. Te voi lăuda, zice David, cu bucuria în inimă și pe față. Le spune multe ori în biserica noastră, băi, educați-vă obrazul alea, că să vedeți cam ce tablou îngrozitor am în fiecare duminică. Au venit ăștia de la situații de urgență, Iisus să numesc la noi, acum cu războiul, cu tot felul, au venit unul, cu, nu știu ce, general au venit la mine și au zis, domnule, zice, au venit, câți oameni, dacă se întâmplă o nenorocire, zice, ar putea dormi aici în biserica voastră, a noastră e sala cea mai mare din oraș. Câți ar putea dormi aici? Păi am un deocamdată dorm 1000, zic, în fiecare duminică. Ce... I-am explicat la om. Cam 1000 pot dormi. În costume. Că la câțiva am zis, aduceți-vă pijamaua de acasă, că e groaznic să dormi în costum. Măcar să vă simțiți lejeri. Vreau să înțelegeți un lucru. În momentul în care a plecat bucuria de la noi, înseamnă că avem o problemă cu păcatul, că păcatul nu face pe nimeni fericit, măi. Venim obosiți de la biserică, plecăm la fel de obosiți, venim și le-am spus că m-au întrebat tinerii, care e cel mai mare păcat de sub soare care nu poate fi iertat? Păcatul care nu poate să fie iertat este să plictisești oamenii cu Evanghelia. Adică vorbim Evanghelia vie, a viului Dumnezeu. Noi, oameni morți, unei biserici moarte și vrem ca Dumnezeu dintr-o dată să facă minuni. Nu poate să facă Dumnezeu minuni. Decât cu niște oameni care au înțeles că bucuria este faptul că știi că dacă întrebi pe oameni la noi în biserică, bă, fraților, dacă muriți mâine dimineață, noaptea asta, unde vă duceți, mă? Știi, Domnul, zice. Numai El. Numai El.
Atâta ne-a fost de frică ca nu cumva să o dăm cu capul în bârna baptiștilor cu siguranța mântuirii. Încă nu mai avem de fel noi siguranță, nicio fel de siguranță mântuirii. Atâta ne-a fost de groază, ascultați-mă, atâta ne-a fost de groază să nu cândem în Evanghelia prosperității. Deși dacă citiți tot Vechiul Testament și Noul Testament, oriunde în Vechiul și Noul Testament, cuvântul Dumnezeu spune foarte clar, Pavel se ruga ca fiecare dintre ei să fie binecuvântat cu toate binecuvântările, de orice fel, ca prisosind în orice faptă bună să puteți la rândul vostru să fiți o binecuvântare pentru alții. Dar am tăcut din gură pentru că am zis că picăm în Evanghelia prosperității. Oriunde în Biblie, sărăcia este un blestem, numai la pocăiții virtuți. Cu cât mai săraci, așa am și cântat, sunt un copil sărman, uitat de lume, și pribe acest hoinar pe acest pământ. În loc să fim cap, am fost coadă tot timpul și ne-am și lăudat cu asta. Aș vrea ca oamenii din biserică să înțeleagă, da mă, oameni buni, duceți-vă și câștigați bani. Dacă îmi veți spune, vreau să fiu medic, vreau să fiu om de afaceri, Dumnezeu te va întreba, de ce? Pentru că vreau ca medic să ajut oamenii care n-au cu ce. Pentru că vreau ca om cu bani să pot să dăruiesc în altă parte. Pentru că văduva a fost lăudată, nu după valoare, după cât o dat, ci după cât o mai rămas. Adică nimic, zero. Jertfa ei a fost mare, nu din punct de vedere monetar, ci din punct de vedere inimii. Asta vreau să învățați astăzi. Dumnezeu să vă ajute să prosperați în orice lucru. Și în cele spirituale și în cele materiale, ca având întotdeauna, toate lucrurile din belșug, să puteți să fiți o binecuvântare pentru alții. Fiți întotdeauna oameni care să vă gândiți bine. Măi, zice pastorul nostru și zice, eu am ajuns la concluzia că fiecare bărbat are nevastă pe care o merită. Și fiecare biserică își are păstorul pe care merită. Vă rog în numele lui Iisus Hristos, nu vă vorbiți nevastele și bărbații de rău, că vă vorbiți că voi, că sunteți una. Nu vă mai vorbiți nici pastori de rău, că voi ați ales. Voi aveți predicatori ce... Nu uit asta. M-am dus o dată cu Petrică Huțuțu și cu Nicu... Nu, eram cu evanghelicul de la Cluj. M-am dus într-o biserică. Eu trebuia să predic cu Petrică cu Huțuțu. Asta e pe faină să nu vă spun. Era până în 2002. Pe când mă duc, am întârziat vreo 10 minute. Până au venit ăștia, că de obicei, ăștia care cântă întârzi de obicei. Ca să facă deranj în față, până montează, până una alta. Bun. Petrică Huțuțu e frumos aranjat. S-a dus pe prima bancă. Eu am venit prin spate și l-am văzut pe unul. Unul era la amvon și predica. Deci, ce vă spun? Și acum îl văd noapte în vis. M-am așezat în spate, ca să nu mai tulbur aici în față. M-am așezat lângă unul. Ghiciți ce avea ăla pe genunchi. Avea Biblia desfăcută pe genunchi și avea ceasul desfăcut tot bucățele. Avea pensetă și băga în carcasa ceasului rotițele, punea părul. El nu m-a văzut un picior lângă el. Nici nu s-a uitat el spre mine. Și la un moment dat, în timp ce m-a montat pe ceas, eu tot lângă el acolo m-am uitat ca așa, mă, zice către mine, dar fără să se uite la mine, că nici nu s-a uitat la chip. Zice către mine, îți place? Zic, chestia cu ceasul? Ăsta predica. Zic, nu, zice, de el. De 25 de ani, zice, continuă, tot așa. Păi zic, îți meri soarta, prietene. Bagă material, desfăpă ceasuri. Cred că ați înțeles ce am zis în seara asta. Hai să recapitulăm ce zice Ieremia. Dacă ați ajuns aici, rodiți, prindeți rădăcini, implicați-vă activ în societate. Faceți curățenie în mijlocul bisericii. Spuneți bine lui bine și ce e rău, rău. Adică vine și cântă și n-are voce și n-are nimic. Domnul să te binecuvintează, fain ai cântat. Păi vă dați seama că ăla crede că e Pavarotti când pleacă acasă.
și voi niște mincinoși ordinari și el va mai trebui să mai cânte și duminica viitoare, pentru că Pavarotti trebuie să cânte în fiecare duminică. Și așa vor trece ani peste voi și veți îmbătrâni și veți da seama de fapt că v-ați nenorocit copiii, că nu mai vin, că ei nu s-ar asculte pe Pavarotti vostru. Și predicatorii voștri și toate celelalte lucruri, că ne-am jucat de biserică și ne-am distrus. Și ultimul lucru pe care vreau să vi-l spun în seara asta, întotdeauna să promovați speranța. Dacă terminam acum, zicea, au avut o predică din ea băgată în pământ. Prorocul poate să seară cu picioarele pe tine. Știți unde, știți unde puteți cunoaște o profeție adevărată? După ce o sări cu picioarele pe tine, după aia te ridică. La noi, zice, două steaguri negri văzui în fața casei tale. Te-o zidit? Te-o sfătuit? Te-o mângâiat? Nu. Mai aia nu a fost o profeție, aia a fost o dorință. Vreau să ne ducem în versetul 11. Zice așa, că eu știu gândurile mele, mă, cu prorocii răi pe care aveți. Veți sta 70 de ani aici. Apucați-vă să luați chitările din sălci, să cântați, să compuneți, zice Domnul. Apucați-vă să vă zidiți case și să vă sădiți pomă și să mâncați din rodul lor și să faceți prunci spre disperarea celor care nu vor să aveți prunci, mă. Și duceți-i la biserică și mergeți cu nepoții și nu vă dați seama ce tămbălău e la noi la Londra. 600 de copii la școala duminicală. 600. În fiecare duminică dimineață e un dezastru. Toate învățătorile de școală duminicală, toate scărunte. Le-am dat dezlegare pentru orice culoare vor. Mă veți chema și veți pleca, mă voi ruga și vă voi asculta. E incredibil ce zice aici. Mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima. Știu gândurile mele care le-am cu privire la voi. Dumnezeu nu vrea să ne norocească. Vreau să vă dau un viitor și o nădejde, ce Domnul. Adică vrea să spună Dumnezeu, perspectiva mea asupra voastră și asupra bisericii e optimistă, zice Domnul. Nu e pesimist. Frate, nu o să mai fie nimic de biserica asta. Uită-te, zice, ce tineri. Uită-te la ei acum, zice. Uită-te la ăla ce plete are. Te uiți la ei și știu și sunt convins că unul dintre ei, Ioan Botezătorul, zice, mă, ăla e de acolo. Pentru că mi-aduc aminte că am crescut într-o biserică pentecostală și ni s-a spus mereu, sunteți zero. Când am venit acasă, venea tata și zicea, către mine ești zero. Mă duceam la învățătoare și știa că-s pocăit, sectar, spurcat. Ești un mare zero. Pe stradă copiii ceilalți îmi spuneau, ești un zero. Singura care spunea altceva era mama. Zicea, am avut lucrare. Că Dumnezeu te va folosi până la marginea pământului. Cred în tine. Gândiți-vă că m-au învățat să citesc înainte de a merge la școală. M-am dus la școală la 6 ani și citisem primul roman, Uruma lui Zaharia Stancu. Ăla ne-o l-am căzut în mână. O trebuie să stau la școală pe clasa 1 și să fac bețișoarele alea. Și să zic cu toți, amic de mână, am mare de tipar. Eu citesc o carte. Dar am luat-o de la capăt cu ei, că îmi plăcea, mi-erau dragi. Eram ca lupul în stână. Și învățătoarea zicea, ești un zero. Știam. Și așa am crescut, cum cresc o generație întreagă de prunci și de oameni la care tot le tăiem aripile, să nu cumva să crească. Și toți au impresia că, de fapt, ei nu sunt porumbei, ci niște ciori amărâte. Dar Dumnezeu ne-a făcut vulturi pentru El. În fiecare dintre noi
E un potențial vultur. Așa vă rog frumos să priviți perspectiva lui Dumnezeu. Cele mai frumoase clipele bisericii de aici încolo vor veni. Cele mai frumoase lucruri din familia ta de aici încolo se vor întâmpla. Dumnezeu va da izbândă bisericii tale. Dumnezeu va da izbândă lucrării tale, sănătății tale. Dumnezeu nu va îngădui să stărești zilele de viață pe alta. Dumnezeu vrea să umbli în puterea Lui. Dumnezeu vrea să fiți mai mult decât sunteți astăzi. Dumnezeu vă iubește. Eu știu gândurile. Mă, ai păcătuit. Ai păcătuit, zice Domnul către tine. Eu știu gândurile care le am cu privire la tine. Vreau să-ți dau un viitor și o nădejde. Pastore, zice, mai pot eu fi mântuită? Și eu zic, da, dar de ce nu ți-am spus păcatul? Nu mi l-ai spune. Cred că ați înțeles. M-ai întrebat dacă pot să fii mântuită. Da. Nu mi-ai nevoie ca să-mi spui pomelnic ăla de lucruri. Vreau să vă spun ceva, o chestie tare drăguță. Când Satana vine și tot ți-aduce aminte de trecut, înseamnă că nu mai are noutăți. Nu ne luăm. Când îi aduc la exorcizare, când îi aduc oamenii, îi aduc din toată țara. De obicei, cum vor să-mi închidă gura? Că dracul nu știe viitorul, Satana, dar știe trecutul. Și primul lucru care zice, vorbește dracul din ei, cam, să zic, unul din trei. Din trei, unul zice, tu ce vrei către mine? Și eu sunt cu păstori acolo. Zice, mai ții minte păcatul care l-ai făcut? Și zic, dă-i drumul. Pentru că vor să ne facă să tăcem din gură. Satana vine să-mi aducă mie aminte, înaintea exorcizării, de ce păcate am făcut. De eu zic, spune-le publice, mă, că le spun eu. Hai să povestesc și mai bine. Lasă că le spun eu la păstori, mai bine cum a fost în seara aia. Ați înțeles ce vrea să facă? Vrea să vă distrugă, să vă bage cu capul în trecut. Bă, nu mai poți fi iertat niciodată în certătă. Ai făcut aia, las. N-are rost, mai vii după la biserică, pe aceea cum a dat Dumnezeu, e clar cu tine. Vreau să spun ceva. În fiecare spine, Dumnezeu vede un potențial trandafir. Dumnezeu vrea să te ridice. Dumnezeu vrea ca să facă din tine un om al Lui puternic. Dumnezeu lucrează când Dumnezeu ne-a dat pe inimă în urmă cu 8 ani să deschidem biserica din Londra. Noaptea, sâmbătă, noaptea, Dumnezeu mi-a arătat în vedenie un coș de gunoi. Și m-a dus și le-am spus oamenilor, zic, Dumnezeu zice să căutăm în coșul de gunoi. Că acolo nu caută nimeni. Și ne-am trezit în prima săptămână de biserică numai cu oameni din coșul de gunoi istorie. Mi-aduc aminte odată că am văzut un tip cu părul mare, cu coadă, mirosind de țigări. O venit în față și m-am dus la el. Și am zis, miroșe dezertor. A început să plângă. Și am fugit de la creștin după Evanghelie și am ajuns un golan. Și zic, ce știi să faci cel mai bine? Să bat la tobe, zice. Zic, e duminică, ești acolo. O căzut în genunchi. Și astăzi este unul dintre cei mai buni oameni în echipa de laudă și închinare. Și au trecut 6 ani de atunci. Pentru că atunci când deschis capacul la gunoi cam pute. Cineva trebuie să facă și pastă. Sunt prea mulți români în inelul ăsta metropolitan al Detroitului care și-au pierdut bucuria mântuirii. Care și-au pierdut pacea. Care și-au pierdut direcția. Păi ei nu mai caută nimeni, că nimeni nu vrea să se însoțească cu gunoi. Vă rog în numele Lui Iisus în seara asta. Nu uitați că Dumnezeu are un mesaj de pace. Fiți oameni ai încurajării, ca Barnaba. Pentru că
Dumnezeu nu ne-a mântuit ca să ne simțim bine, ci ca să ne folosească. Așa că voi, cei care sunteți în Babilon, bucurați-vă. O parte dintre voi veți muri aici. Nu? Dacă nu vine răpirea. O parte dintre voi, poate că veți duce în România. Nu știu. Era o cântare de-a noastră veche care spunea: nu știu, Doamne, unde încă îmi vei mai duce pașii mei. Dar vă rog, în numele Iisus Hristos, unde Dumnezeu v-a plantat, rodiți. Vreme scurtă. Nu blestemați America. Vă garantez că nimeni rea și nimeni bună ca alte popoare. Păcat că e locuită. E o zonă frumoasă, țara asta. Cum spunea Mark Twain, Christopher Columb, zice, a descoperit America. Oamenii trecea pe lângă ea. Nu. De aici ne-au venit o grămadă de lucruri bune. Și zice, mă rog pentru America. Eu mă rog pentru America destul de mult. Pentru că prima Biblie pe care am citit-o, adusă de frații menoniți în 1978 în România, într-o pastă de ketchup din aia, cu conservă de tablă băgată din interior, scria pe ea, pe prima pagină, tipărită, zice, cu binecuvântarea și cu concursul bisericilor din America, de nu mai pe unde. De acolo am avut Bibliile. Vreau să ne rugăm pentru America. Așa simt să vă spun în seara asta. Hai să ne rugăm pentru Biden, dacă l-ar boteza Domnul cu Duhul Sfânt. Așa mormăit și obosit cum e, Domnul poate face minuni. Pentru Kamala Harris, că n-am putut suporta, nici m-am uitat la televizor când o vedeam. Vreau să ne rugăm pentru ea. Eu cred că ea conduce la ora actuală, că el nu mai conduce de mult. Și alții. Haideți să ne rugăm pentru ei. Hai să ne rugăm ca Dumnezeu să aducă un președinte puternic. Pentru că în momentul în care America e binecuvântată, planeta e binecuvântată. Numai atâta mă gândesc. Istoria asta e istoria lui Dumnezeu. Și Dumnezeu întotdeauna ridică și coboară pe împărații. Dar noi trebuie să ne rugăm pentru ei. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să vă folosească aici cu putere. Să vă umple bisericile astea. Ne rugăm, haideți să ne ridicăm în picioare, să ne rugăm pentru asta. Amin.